Vă salut, prieteni! Eu sunt Ștefan și în acest tutorial vă voi învăța cum să vă creați un cont nou pe site-ul youtube.com. Dacă doriți să schimbați limba interfeței YouTube, de exemplu în engleză, o puteți face derulând în subsolul paginii, unde aveți opțiunile de schimbare a limbii. Pentru a crea un nou cont, dați click pe acest buton. Veți fi direcționați către o nouă pagină în care trebuie să vă creați un cont Google. Asta în cazul în care nu aveți deja creat unul. Aș menționa faptul că prin intermediul contului Google puteți să folosiți mai multe servicii, precum Gmail, Google Drive, YouTube, Google Maps, Google Plus. Pentru acest tutorial voi crea un cont nou. Acum trebuie să introduceți datele dumneavoastră. Aș mai menționa că puteți folosi o adresă de e-mail precum Yahoo, Hotmail sau altă adresă pe care o dețineți deja. Sau puteți să vă creați o adresă de Gmail nouă. Vă recomand să faceți acest lucru pentru că puteți să folosiți mai multe servicii Google. Și foarte important este să introduceți un număr de telefon valid, pentru că imediat ce veți da următorul pas, va trebui să introduceți un cod de siguranță care va fi trimis pe acest număr pe care îl veți introduce prin intermediul SMS-ului sau prin intermediul unei apelări vocale. Pentru a nu mai pierde timp cu completarea acestor date, voi pune pauză și voi reveni imediat. Am completat datele. Dacă nu recunoașteți codul CAPTCHA, puteți să dați refresh și să obțineți un nou cod. Foarte important este să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate. După ce ați completat datele, dați următorul pas. Acum dați înapoi la YouTube. Vi se va afișa acest mesaj de bun venit. Dați înainte. YouTube vă va recomanda câteva canale la care să vă abonați. Să luăm de exemplu Cat Music și Okapi. Puțin mai jos aveți opțiunea de a primi actualizări ocazionale despre noutățile de pe YouTube, precum și sugestii sau sfaturi. Salvați! Abonamentele sunt afișate în partea stângă, iar când se vor încărca videoclipuri pe respectivele canale pe care v-ați abonat, veți fi notificați în această secțiune. Atât pentru acest moment. Într-un nou tutorial vă voi învăța cum să vă creați un canal pe YouTube și cum să-l optimizați. Și mai puteți vedea o serie de tutoriale în acest playlist care apare pe ecran. Puteți găsi link către acest playlist și în descrierea de sub acest clip video. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați pentru noi tutoriale și să lăsați un comentariu dacă aveți sugestii, propuneri pentru noi tutoriale sau orice alt fel de întrebări.